Voidul, cu toții care v-ați jucat Minecraft, bănuiesc că ați căzut cel puțin o dată în Void. Și știm cu toții că odată ce ai căzut în Void, practic o să mori. Dar de ce oare murim când cădem în Void? Păi probabil pentru că Voidul reprezintă practic nimic. Da, exact. Nimic, pentru că voidul este definit ca lipsa materiei într-un spațiu. Wow. Iar tu, pentru că ești făcut din materie, când ajungi în void, trebuie să dispari, pentru că acolo practic nu trebuie să fie nimic. Sau să fie oare așa? Ce s-ar întâmpla oare dacă nu ai muri în void? Oare ce se află cu adevărat în void, băieți și fete? Ei bine, astăzi o să aflăm și probabil vă întrebați cum. Băi, haideți să vă arăt. Mă, ce se aude, mă, de afară? Nici bine nu m-a trezit, că câinele ăsta iar ai pus pe treabă. Ce mai face, mă, frate, câinele ăsta, că m-a nebunit de tot, băi, pat! Ce-i, mă, cu itemele astea și care-i faza cu armura asta? What? Ce-i, mă, armura asta? E costum? Costum de ce? Costum de Void Tronaut? Și ăla un Void Tronaut? Ok, am apăsat asta unul, dar poți să-mi zici și mie în limba română care-i faza cu Void Tronautul ăsta? Păi, e costum ca să poți să intri în Void. Aoleu, păi cum în capăt un costum ăsta să te duci în Void? Nu eu, tu te duci în Void. Ce, mă? Hai pe asta să o crezi tu. Auzi, dar știi ceva? Cred că o să iau itemele astea doar ca să fiu sigur că nu faci vreo prostie. Bă, vezi că-i tare rău armura asta. Ce, măi, și nebun că zici că e armura de Nether? Bă, ce armura-i, mă, asta? Ce frâși ai făcut, mă, nebunule? Uite-te și tu când apăs pe shift dispar. What? Cât de tare. Ok, da, nu știu ce iteme am mai făcut că... Asta e un balon? Ok, nu. Știi ceva? O să iau toate itemele astea și o să mă duc înapoi la somn. Dar nu care cumva să te prind că ai luat itemele în timp ce dormi, că ai pățit-o cu mine. De ce? N-ai cum, mă, să ajungi în Void, că dacă te duci în Void, mori. Hai că eu mă duc la somn, vezi ce prostii mai faci, auzi tu, Void Tro... La ce? Bă, what? Stai, mă, ce? Unde? Doamne, iartă-mă, sunt, bă, cine a pus, mă, gaura aia acolo, că nu era nicio gaură? Și unde, doamne, iartă-mă, sunt? Alo? Ce e asta, bradere? Bă, ce e asta? Unde am ajuns? Cine e asta? What? De ce se aude melodia de la Minecraft, ajutor? Bă, ce e asta, bă? Că am înnebunit de tot. Unde am ajuns? The Void. Ăsta e Void-ul? Și care-i faza cu micuții ăștia? What? Amigo! Ce limbă vorbesc, bă, ăștia? Și se aude, bă? What? Ok, nu știu unde m-a trimis câinele ăsta și de ce am vrut să vin eu aici, dar cum scap eu de aici? Asta e ideea. Mă, dă întuneric peste tot ce se întâmplă. Ok, și aici pare să fie o structură, ceva. Ok, am închis muzica aia enervantă. Eu dorm pe micuțul ăsta, bă, unde duci, mă, nebunule? What, am și pat aici, stai, mă, ce? Ok, ce-i încestul ăsta? Da, habar n-am ce e cu itemele astea, dar hai să le luăm, poate o să ne fie de ajutor. Oh, uite niște dirt, bă, dar dirt-ul e normal, aparent. What, și aici e apă? Lol, cum arată apa? Bă, da, destul de primitor Void-ul, adică n-am ce să zic, avem aici și bază, bine, nu prea avem noi acoperiș, dar nu contează. Comparați ușa asta cum arată comparativ cu o ușă normală. Oh my god. Efectiv aici totul e alb-negru. Dar întrebarea este, cum o să scap eu de aici? Ok, da, hai să mai explorăm un pic pe aici. Și sunt tare curios ce o să se întâmple. Oare dacă o să bat un micuț din asta? Și văd că Patrocle aici mi-a dat și niște pistoale. Ce s-a astea, mă, frate? Ok, hai să încercăm să tragem cu ele, să vedem ce... Ok, trage cu foc aparent. Da, nu pot să-i dau foc lui micuțul ăsta? What? Ăsta e imun la foc? Ia stai să trage cu celălalt. Ăsta cu ce ăsta trage cu gaz. Și... Bă, micuțul ăsta e destructibil, efectiv. Uite-te și tu, îi dau cu gaz. O treabă n-are, mă, o treabă n-are, ești nebun? Ok, păi în cazul ăsta, scuze, micuțule, dar cred că o să-ți dau o sabie peste ceafă. Hai să vedem, oare ne dropează ceva asta ca să ne ajute să plecăm de aici? Ok, cred că mi-a dropat unul din itemele astea. Nu știu ce sunt itemele astea, dar în fine. Ah, cred că itemul ăsta transformă itemele normale în iteme de Void, nu? Sau cel puțin așa cred. Bă, ce face? Oh, da! Uite că a transformat! Lol! Bă, a transformat ușa normală în ușă
de void. De ce ai temul ăsta? Dacă o să-l aducem în Overworld, o să putem să transformăm blocuri de acolo în blocuri din void. Bun, asta e destul de tare, dar totuși eu nu știu cum să ajung la suprafață. Ok, hai să mai explorăm, să mai mergem un pic pe aici, să vedem, poate găsi ceva interesant, nu știu. Sunt curios ce se întâmplă dacă dau costumul de void Tronaut de pe mine. Hai să vedem. Ok, pare să fie totul în regulă. Păi ce zicea, mă, Patrocle, că am eu nevoie de costum de void Tronaut ca să intru în void, auzi-o? Văd că sunt peste tot bazele astea, what? Și fiecare are cât un chest, uite, un slime ball, ce, mă? Avem iron nugget-uri, ia să vedem ce e și la următoarea bază. Păi, deci sunt o grămadă de din astea pe aici. Mă, voidul ăsta chiar e tare, adică chiar e destul de primitor. Uite, deși tu câte iteme poți să găsești. Ia vezi, ia, că a găsit și iron și a găsit mai mult void powder din ăsta. Uite și acolo, ăla, bă, ce? What? Oh, ce se întâmplă, bă? Am luat o razna. Bă, de ce se cutremură imaginea? Ok, pot să jur că se aude. Lol, se aude ca și cum ar trage cineva bine. What, ce? Oh, ce s-a auzit, bă? Ok, deja mă cam sperie situația asta. What, ce se întâmplă? Bă, pot să jur că m-a lovit ceva. Văd că am un efect aici. Ce? Paranoia. What, am luat-o paranoia, am luat-o randeaua rudă-t-o, băie și fete. Ce se întâmplă, bă? Ok, cred că asta se întâmplă dacă nu port costumul de Voitronaut. Lol, băi, dar se aude ca și cum ar mai ataca cineva. Cred că chiar... What, chiar am luat-o paranoia. Ați văzut că s-a auzit ca și cum aș fi luat un hit, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic. Ok, chestia asta e din ce în ce mai horror. Vreau înapoi în Overworld, vreau înapoi în Overworld. Ok, o să pun înapoi costumul de Void Tronaut. Și uite că am găsit mai mult iron aici, dar cum scap eu de aici? Asta e ideea. What? Ce se întâmplă, bă? Cu cine se poate micuțul ăsta? Stai, ce e asta? Lol, văd că mă atacă și pe mine chestia asta. Micuțule, dă-i! Ok, văd că ăsta vrea să se bată cu... L-a omorât și a dropat un slime ball și pot să jur că am auzit un Enderman. Ok, eu nu mai înțeleg ce se întâmplă aici. Ce chestia asta? Lol, stai așa, dai așa un pic. Ok, ăsta e un om de culoare, știți voi de care? Asta e o umbră, frate? Mamă, nici nu cred că poate să mă vadă acum. Hai că nu poate să mă vadă dacă e... Mă, dar tot dispare în fumul ăsta alb. What? Lol, se teleportează. Ok, oare ce o să se întâmple dacă voi da în el? Oh, ia vezi că a început să mă atace. Hai, mă, fraiere, că e bun rău de tot costumul ăsta de voi. Aole, stai, bă, stai, bă, cum mă omoară. Ok, poate nu e chiar atât de bun costumul de voi, Tronaut. Bine, de fapt e destul de bun. Dar oare dacă apăs pe shift? Uite, bă, că tot mă vede, nenorocitul. Ia, ia, mă, de aici niște gaz în cap. Ok, nu merge cu gazul, nu merge cu gazul. Dacă focul, unde, unde? Bă, nu pot să-l văd. Bă, trei inimi. Bag repede Golden Apple-ul. Hai, mă, s-o dăm acum. Doamă, deci efectiv blasterele astea n-au efect. De ce mi-a mai dat Patrocle pistoalele astea dacă nu merge să le folosim aici? Ok, pe cazul ăsta, hai să-i dăm cu sabia în cap. Ia, mă, nenorocitule. Ia să vedem. Ok, n-a dropat absolut nimic, dar s-a auzit ca și cum ar fi fost un Enderman aici. Am mai găsit niște umbrițe din astea. Bă, dar ăștia chiar nu dropează nimic. Ar trebui să dropeze ceva ca să ajung și eu înapoi în Overworld. Ok, mamă, fiatele, mă atacă în brigadă. Ok, dă-i și fugi, dă-i și fugi. Bă, ce bă asta? Oh my god, unde m-a trimis, bă, câinele ăla nenorocit? Luați-mă de aici. Mamă, 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 dă-i și fugi, că mă omoară ăștia. De ce atacați, mă, brigadă, bă? Mori, mori. Ok, asta a fost cât pe aici. Bă, dar pot să jur că pe unul nu l-am omorât și s-a teleportat, gen. Ok, cred că ar trebui să pun scutul ăsta pe dreapta. Dar nu știu unde s-a dus umbrița aia. Și văd că e o structură ceva acolo. Hai să vedem ce în structura aia, mă, frate. Bun, și aparent în structura asta, în afară de blocul ăsta, nu văd să mai fie nimic altceva. Păi nu știu, hai să vedem ce face. Ok, cred că ar trebui să dau click drea... O, ce? Mă, bă! Și pe la urul ăsta, bă, frate? Bă, 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 bă. Ok, eu uite șobolănei. Ce sunt șobolănei de void? A spawnat mare balaur blocul ăla. Mamă, ce, ce dihane asta, frate? Lul, cum se aude? E antenă la el, cât de urât e și cât de mare. The Keeper îi zice. Mă, dar oare dacă o să-l batem pe ăsta, oare o să putem să ajungem înapoi în Overworld? Și fii atent în chestiile astea de o mine. Ce, mă, puțulica aia de acolo? Pă bune, dacă nu. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Bă, ce, mă, asta? Trage cu abur. Bă, dar urât mai face ăsta, bă, și văd că dropează slime ball-uri treburile astea. Mamă, cât de urât face! Ia, hai să vedem dacă putem să dăm cu blasterele în el. A, mă, Patrocle, mi-ai dat țeapă cu chestii. Opa, nu mi-a dat țeapă, uite că pot să dau cu asta în el. Iată-ne că fraierul nici măcar nu poate să scape de acolo. Țeapă! Hai, mă, că e bun și asta de ceva.
Hai să-i dăm, hai să-i dăm. Mamă, uite-l cum arată, bro. Zici că e un bătrân, efectiv. Băi, cum e trei? Alo? Mă vezi? Uite-l, bă, pe bunicu, ce mușchi are. Bunicu din Void, mă. Ai, că mi s-a spart pistolașul. Mamă, cum face, bă, tataie? Ok, pot să-i dau și cu ăsta de foc în el. Ia, bă, tataie, de aici. Tătăuțule. Ia, bă, mori. Ok, dau cu asta. Ce? Iar mă atacă și-o pălării. Fii atent, bă, ăștia sunt nenorociți și Void, mă. Dă-i, bă, drumul. Bă, pleacă, bă. Ok, știi ceva? Cred că o să bag un Golden Apple și mă duc direct pe punct, pe tataie. Hai să vedem, mă. Ia vezi, Ilia, ce urât face, băi, o arătanie. Ia, bă, de aici. Hai, bă, că-l spar. Oh! Mi-a dat Wither Effect și m-a făcut și chiorât. Ia, de aici. Bă, vezi că dă damage. Dă Wither Effect, aparent. Da, cred că pot să-l bat. Nu pare să fie așa de periculos. Tata e cam ruginit. Ok, ia. De aici. Mori, bă, mori. Hai, tata e că nu mai duci mult, Îți aduc bastonul, fii antenă, dar nu. Scoatem toți mușchii din tine. Mă, ce efecte dă, bă. M-a aruncat în aer. Ulu. Ok, cred că o să trebuiască să bag un Golden Apple. Hai să dăm că mai are puțină viață. Mori, bă. Mă, tot îmi dă efecte. Și ultimul hit, bam. La sfar, mă! Mamă, cât s-au spawnat, bă! Uite șobolănei, fira ei de șobolănei, bă, cât s-au spawnat nenorociții. Dați-mă drumul de aici. Bă, urâților, bă, plecați, bă, de aici. Fii atent că șobolănei ăștia dropează glowstone, efectiv. Ne-a dropat, mă, ăsta aici. Ne-a dropat white powder. Păi și eu, cum ajung, mă, înapoi în overworld? Găi, și văd că puțulicile astea încă mă atacă. Mamă, cât damage dau! Ok, fugi. Da, nu știu ce sunt licuricii aia mici pe bune dacă nu. Da, nici nu cred că mai are rost să încerc să ajung în Overworld. Bă, deja am început să mă obișnuiesc cu Void-ul ăsta. Adică, sincer, chiar nu e așa rău. Adică, uitați-vă și voi, avem paturi peste tot. Și dacă tot avem paturi, bă, sincer să fiu, mi-ar că prinde bine un pui de somn. Aoleu, și uite că acum chiar mi-a dat-o pe paranoia, așa că nu mai bine. Hai să băgăm și noi un somn, zic. Bă, deci paranoia asta n-are niciun sens. Uite-te și tu, pare că mi-au damage, dar de fapt nu mi-au damage. În fine, hai să băgăm și noi. Stai, mă, ce? What? Sunt înapoi în Overworld? Nu spune că ăsta a fost doar un vis. Doamne, ce vis ciudat am avut, băi, ești nebun la cap. Ok, cred că mai degrabă a fost coșmar decât vis. Bă, dar cât de real a fost, what? Ia să vedem, băi, pă... Huh? A. Ce? Lasă-mă să ghicesc. Voi tronaut? Da. Știi ceva? Nici nu mai contează, nu? Nu mai contează. Da, nu o să mai merg pe acolo. Bă, Patroclen, să știi că eu mă duc înapoi în casă, frate. Adică, dacă vrei să te duci, du-te unde vrei, nu știu. Abar n-am, fă ce vrei, ok? Data asta nu mai mi-au eu. Se apă! Da.